V-am iertat de atâtea ori, nu se va mai întâmpla. Voi nu realizați, v-ați luat de MC așa. Snoop Dogg. Salut lume, după cum v-am promis pe Facebook, o să realizez un episod în care o să vă răspund la întrebări pe care mi le-ați scris aici pe rețeaua asta nebună de socializare. Sunteți mulți, sunteți puțini, sunteți ok. Să-i dăm bice. Insipid Alex mă întreabă dacă aștept anul viitor să ne punem în cap la mare. Insipid Alex, ăsta-i mare pe țipa, nu știu. Robert Mihai, ce crezi de revenirea lui Cedric? Se va schimba puțin lumea hip-hopului odată cu revenirea lui? Nu știu, nu mă interesează dacă se va schimba sau nu. Ce mare chestie, a revenit un MC bun și super tare. Sper să facă bani, mai mult decât făcea înainte. Ariana mă întreabă, care este cea mai bună sursa ta de inspirație? Ce faci când nu ai nicio idee? Mereu am idei. Și acum mă uit la meciul cu Steaua și pot să scând despre Steaua. Steaua sus, răsare. Da, inspirația mea din toate chestiile. Pizza, bere, telefon, orice. Paul Poiena, vreau să-mi spui cum înregistrez cu microfonul de se aude așa de bine și eu am C1U și se aude nașpa. Ai camera antifonică? Nu, am alt microfon acum și de aia se aude mai bine. C1 e ok de început, dar nu e așa de strălucit. Ștefan mă întreabă dacă ai avea resursele necesare unei colaborări, cu ce personalitate din rap din România străinătate alege să colaborezi și de ce? Cu Tupac, dacă și avea o lopată să-l dezgrop. Dar n-am. Muscalu Eduard, te-ai mutat în Brașov? Sunt în Brașov, da. Dar nu de tot. O să mă mut și de aici. Eu mă mut peste tot, sunt un fel de pasăre. Andy Kutnik, cât timp ți-a trebuit până să ajungi la muzică, până să faci muzică? Nu mă asumănească. Angel Săftoiu, ai mâncat o plăcintă pe care scrie nu mâncați? Nu, dar aș mânca o plăcintă pe care scrie mâncați. Marian Mihăiță, cine a câștigat concursul tău cu colaborări? Pe 1 octombrie aflați câștigătorul. Trimiteți mail-uri mcsh93@gmail.com cu piesa voastră și poate colaborăm. Vali Valentin, te vei da pe comercial. Is this the life? Aurelian Costea, să faci singur instrumentalele melodiilor, ce program folosești? Nu le fac, nu știu să fac beat-uri, le iau de pe net sau mi le face altcineva. Cubase, să înregistrez. Popescu Ștefan Cristian, îmi pui întrebarea? Da. Dar tu îmi pui întrebarea? Asta e întrebarea. Soboraul mă întreabă cu ce artiști vei colabora pe viitor. Păi o să fac niște piese cu două tipe super talentate, dar e surpriză numele lor. Am vorbit și cu Pietonul, toți zicem că facem și mi-a zis că facem și i-am zis că facem și o să facem. Mihai Paveliu, modern sau old school? Nu știu. Între. Și modern și old school. Ce înseamnă modern? Și ce înseamnă old school? Modernul de azi peste 10 ani o să fie old school, nu? Așa e. Axânte Andy, cine din familia ta te susține? Maică-mea, frate-mi, cred că și taică-mi. Toată familia mă susține pe mine. Ce, poate să-mi zică ceva? Nu mai cânta? Alex Morăriță, dacă ai fi pentru o zi președinte, ce schimbări ai face? Nu cred că aș fi în putere să fac schimbări ca președinte. Aș avea o influență mică. Nu știu, schimbarea e la noi. Tu e schimbarea, noi toți. Nu știu, probabil te-aș face pe tine să te schimbi. Dacă aș putea cumva. Andy, ai ascultat The Weeknd, ce părere ai despre el? Nu, n-am ascultat The Weeknd, îmi pare rău, nu știu cine e. Ionuț Guef, o colaborare cu Zila Mike e posibil să vedem? Nu-l cunosc pe Zila Mike, am auzit de el, e la Vira Records cu Marco An. Pe Marco An îl cunosc, probabil, nu știu, nu cred. Ciprian Davi, cu ce artiști vei colabora pe viitor? Cu Iisus Hristos, că am mai fost întrebarea. Robert, Tupac sau Eminem? Aurel Costea, care sunt melodiile care te motivează, preferatele tale, mai bine zis? Mândră floare, trandafir, vorbesc serios. Deci piesa e de suflet. Aia cred că. Și restul, piese motivaționale din astea, dar mândră floare, trandafir, jur. Deci jur pe orice că mândră floare, trandafir îmi place. Ștefan Siraghi, Ioana, ai albume la vânzare? Nu? Flori, niciodată nu am știut cum se pronunță numele tău de scenă. Crezi că mai putea lumina în privința asta, te rog? MCHH.
Ultramax, ce s-a întâmplat cu sprâncenele tale? Ce s-a întâmplat cu sprâncenele mele? Raul Câmpianu, câți ani ai de când ai început să cânti? Am 21 de ani, de mult, foarte mult. Nimeni altul, dar poți respira? Pot. Ana Maria, ai vreo melodie în care versurile sunt pentru cineva anume și aici mă refer la o fată care a fost, este specială pentru tine? Secret. Toate melodiile mele sunt pentru fete. Alea de fete. Julian, ai vrea să-ți fie difuzate piesele la vreun radio, dacă da, la care? La toate. Mi-ar place. Deschizi radio în mașină, dimineața mergi la muncă și mă auzi. Marian Vlacea, știi maghiară? N-ai atât de basic maghiară. Fratele Huzum, ce, cine te inspiră? Televizor. Doamne ferește. Oltean Ionuț, te-ai gândit și la comercializare sau vrei să rămâi un puș de stradă și să faci muzică doar din plăcere? Rămân un puș de stradă. Normal că m-am gândit să mă comercializez. Chiar vine. O să fiu comercial. O să mă nec în bani. Răzvan mă întreabă, o să apar la următorul Battle MC? Da, am ajuns în finală, să vă lămuresc cu treaba asta. La București o să fie finala Battle MC, sunt și eu în finală. Nu știu dacă o să câștig. Dar o să fie mișto, veniți acolo, 15 lei intrarea, cam atât, sau 10, nu știu. O să fie mișto. Și mai mă întreabă dacă lucrez la o piesă nouă sau album. Lucrez la mai multe piese, nu lucrez la albume. Lucrez și la clipuri. Mai am o întrebare. Și asta e și ultima întrebare la care vreau să răspund, pentru că vreau să închei cu asta răspunsurile mele la întrebările voastre. Alex B. mă întreabă, man, de la ce vine alb pe viață? Hai să vă lămuresc treaba cu alb pe viață. Nu e ca în state, că ești negru, ești nigă, nu. Alb pe viață e să fii alb în interior, frate, să fii tu, să fii băiat sincer, corect, caracter, respect. N-am nimic cu negri, am prieteni negri, am avut prieteni și țigani, dar n-am nimic cu ei. Alb pe viață să fii tu. Cu caracter, să ai respect, să nu se referă la culoare, la etnie, la rasă, la altă viață, da? Atât. Sper că te-am lămurit cu treaba asta. Ce-au sprâncenele mele. Poți să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i întorci, dar când te roade pământul, tot acasă te întorci. Dacă mi-ai dat și subscribe și pe Facebook un mic like, cred că ar fi totul ok și o să fac dacă mai vrei.